Suntem cu un pas înaintea unei crize financiare. După criza din 2008, piețele economice au început să își revină spectaculos, așa că acum experții financiari așteaptă următoarea frână pusă economiei. Când va veni și cum vor fi oamenii afectați? Greu de prevăzut, spun economiștii care sunt de părere că orice criză poate fi gestionată dacă oamenii au planurile bine făcute. Cu siguranță va veni o criză în următorii ani. Cum se va manifesta? Greu de spus. Cu siguranță nu va semăna cu cea din 2008. Nu știu neapărat dacă va semăna sau nu, sau dacă va avea același loc de pornire. S-ar putea să pornească din Turcia, unde vedeți ce probleme sunt în momentul ăsta, s-ar putea să pornească din China sau din temiri unde, dar vorba bunicii mele, Dumnezeu să o odihnească, e destul o bâtă la un car de oale. Și atunci cred că povestea asta va apărea cu siguranță în următoarea perioadă. Este foarte important, în schimb, nu când va veni. Pentru că toată lumea întreabă când. Și cum o vom gestiona? Și răspunsul meu este unul extrem de dur și de tranșant. Mă, dacă n-ai agenda, de ce te interesează? Tu oricum nu știi ce faci mâine, de ce te interesează când o să apară criza? În emisiunea Cine ești tu, difuzată pe NCN, expertul financiar Eusebiu Burcaș a explicat și de ce e previzibilă o nouă criză financiară. Pentru că, la fel ca anotimpurile, și crizele sunt ciclice. Teoria macroeconomică spune că economia are anumite ciclicități. Sunt niște anotimpuri economice, dacă ne să luăm așa. Ceea ce noi trăim în momentul de față este o creștere foarte spectaculoasă, cel puțin în ultimii 2 ani, în 2016, 2017 și chiar anul ăsta, sunt cel puțin la nivelul piețelor financiare absolut fabuloase. Avem deja două companii care au trecut ca și valoare de piață de $1 triliard. Vorbesc de Apple și de Google. Sunt realmente înfiorător de mari companiile astea. Sunt foarte mulți bani în piață, pentru că după criza din 2008, finanțiștii sau cei care se joacă cu banii în lumea asta au gândit că este optim să injecteze foarte multă hârtie, între noi fie vorba bani, în toate piețele, ca oamenii să își scoată din cap ideea de criză și să înceapă să consume, să genereze credite și așa mai departe. Ori, e clar că această mișcare, la un moment dat, cineva o să zică, băi, fraților, nu mai construiți castele din cărți de joc, bate vântul și filele stoarnă. Cum se manifestă criza financiară? Expertul explică într-o manieră comică în ce fel ar putea resimți oamenii frâna pusă tipăririi banilor. De fapt, criza se manifestă în momentul în care nu mai ai nicio posibilitate de alegere. Nu mai poți să-ți plătești creditul pentru că ai fost dat afară de la job sau ți s-a redus salariul la jumătate pentru că lucrezi la stat sau așa mai departe și pur și simplu trebuie să-ți iei calabalăcul și să te muți la soacră ta sau în stradă sau așa mai departe. Asta înseamnă criză, de fapt, că n-ai opțiuni.